turismul, indiferent din ce perspectivă îl privești, când discuți de Delta Dunării, turismul trebuie să fie responsabil. Și atunci, indiferent de poziția care am avut-o de președinte al asociației până acum 3 luni, de guvernator al administrației rezervației biosferei Delta Dunării, măsurile trebuie să fie unele coerente, corecte și în armonie cu natura. Spun că a fost un sezon turistic bun și foarte bun, mai ales că din datele pe care le dețin, ne-am păstrat pe același trend din 2018, dar presiunea turistică devenind din ce în ce mai mare, implicit aduce și o serie de probleme care evident că trebuie gestionate și trebuie corectate acolo unde lucrurile pot derapa și nu intră într-o zonă de respectare a legii. Un studiu care să ne spună cam care este capacitatea de suport a Deltei vis-a-vis de cazare, de vizitare, de transport. Dacă vrem să definim o Deltă curată, dacă vrem să definim o Deltă cu un turist responsabil, atunci poate ar fi de preferat ca dormitorul, zona de cazare, să se intensifice pe partea de terasă, iar partea de Deltă efectivă să rămână într-o zonă, să spunem, de suportabilitate vis-a-vis de numărul de turiști care pot fi la un anumit moment în Delta Dunării. Am început în urmă cu 2 luni o primă decolmatare importantă pe Letea Sidor, o zonă turistică căutată sau din ce în ce mai căutate, pădurea Letea, caii de la Letea, tocmai pentru a permite accesul mult mai facil în zonă și, în ultimul rând, pentru a asigura comunităților locale legătura cu terasa, cu malul. Și începem în următoarea perioadă, am semnat contracte de finanțare la încă 3 contracte importante de colmatare pe zone, inclusiv zone turistice importante, și aici mă refer la Gorgova, Uzlina, Roșu, Puiu și Istria, Nuntaș, pe complexul Razele Sinoe, proiecte în valoare de 15 milioane de euro. Post anul 2019 pentru Delta Dunării au venit la fel de mulți turiști ca în 2018? Da, din fericire ne menținem în același trend. Știți că în 2018 am avut o creștere fantastică, 67% după an de scădere, menținere. 2018 a venit un an fantastic pentru noi, au venit 67% turiști mai mulți, am fost numărul 1 pe țară la creșterea de turiști. Din fericire, în 2019 ne menținem în același trend, datele arată că sfârșitul lunii august ne-a prins cu peste 125.000 de turiști în Delta Dunării, români și străini. După ce DGR-ul, nu, anumite resorturi chiar au scos ofertele de iarnă pentru Crăciun, Revelion și apoi Crăciun pe stil vechi, Revelion pe rit vechi. Aceasta este frumusețea în Delta Dunării și în județul Tulcea. Sărbătorile de iarnă vin la pătrat, ca să zic așa. Atunci când toată lumea termină de sărbătorit pe rit nou, noi mai invităm o dată și o luăm de la capăt să mai sărbătorim o dată și cu etnicii ruși, lipoveni, ucrainieni. Sunt o poveste la noi sărbătorile de rit vechi. Ce speranțe aveți pentru? Pentru 2020, în primul rând, să ne menținem în același trend, să vină la fel de mulți turiști, dar tot ce este mai important, să vină turiștii educați. Delta Dunării este pentru turistul educat, pentru cel care știe să respecte acest muzeu în aer liber, să știe de ce vine în Delta Dunării, să vină să se plimbe, să admire natura, să pescuiască, avem floră, avem faună. Delta Dunării este un loc unic. Cea mai bună ofertă pentru pescari o avem la concursurile de pescuit, este 3.000 de lei, un sejur complet, include absolut toate serviciile, inclusiv taxa de pescuit. Vreau să apreciez la care vin cinta de pescuit, ceea ce e manăcească pentru pescarii din România și de peste hotare. De asemenea, restaurantul, camerele? Restaurantul, camerele, condiții de 4 stele. Concursurile de pescuit sunt foarte bine stabilite. Le facem transferul din Dunavăt sau de la Murghiul, depinde de situație, îi aducem aici. Apoi, în prima zi, au parte de ședința tehnică, în care noi le explicăm, le citim regulamentul, îi pun foarte multe întrebări. Dimineața la 5 ne trezim, iau micul dejun, pleacă la pescuit. De regulă, în prima zi, manșa este foarte lungă, se pleacă la 6 dimineața și se întorc la 7 seara. Nu mai știu că...
Nu mai știu că punctează. Iar duminica, în ultima zi, avem o manșă mai scurtă de la 7 dimineața la 12. La noi, la complex, jumate din personal sunt asiatici și anul viitor s-ar putea să fie chiar 3/4, având în vedere lipsa de muncă calificată românească. Trebuie să diversificăm în fiecare an. Acum, având în vedere tichetele de vacanță pentru care noi, asociațiile profesionale, am luptat foarte mult, pentru anul viitor vom încerca să facem câteva pachete turistice care să fie pe valoarea unui tichet valoric turistic. Cum ați reușit să adunați această gașcă frumoasă care vine aici în Delta de 4 ani pentru a participa la un astfel de eveniment? Păi este simplu pe undeva, este vorba de oameni care iubesc natura, care iubesc Delta, evident, care iubesc caiacul și sportul. Sportul în natură, mișcarea, ne unește. Bineînțeles, eu practic, printre altele, și acest sport minunat, îi cunosc și încerc să-i adun și să-i fac să vină număr cât mai mare de la an la an. Și lucrul ăsta se întâmplă și sunt foarte bucuros. Spune-ne mai întâi de toate, de când te-ai apucat tu de caiace? De când eram mică. De când erai mică? Câți ani aveai? Vreo 5. 5 ani. Și acum câți ani ai? 8. 8 ani. Și în 3 ani, ce ai învățat tu? Ce-ți place cel mai mult la această activitate? Că e pe apă și că te distrezi făcând-o. Și e și un sport mai activ și cu priveliști frumoase. Mai important este că venim și ne întâlnim aici spre sfârșit de sezon. Noi mai nu încheiem sezonul și ne bucurăm de locurile acestea minunate. Sunteți veniți din toată țara. Da, suntem veniți de la Satul Mare, de la Iași, de la Arad, din mijlocul țării, din Brașov. Eu sunt din Brașov, București, de peste tot, din Craiova, deci toată țara. Și inclusiv Republica Moldova. Este extraordinar să stai în caiac, să-ți stea picioarele în față, să fie acoperită cockpitul, gaura prin care intri cu această fustă, să nu-ți mai vezi picioarele și caiacul să fie de fapt prelungirea ta. Și tu să stai în fund, să te plimbi pe apă. E foarte interesant că sunt în Satul Mare și e o experiență faină să vin de-l. Da? Văd că tremuri acum, ai făcut niște întoarceri sub apă. Cum e sentimentul ăsta acum toamna? Puțin rece, dar sentimentul să faci rolul e foarte fain. Să te întorci, ca de orice. E mai simplu aici pe canalele Deltei sau e mai simplu pe mare? Cum e? Mai simplu aici pe canalele Deltei. De ce? Pe mare e mai interesant, trebuie să știi să te înclini, poate un rol dacă ai nevoie de el, să călărești oală cum trebuie, deci e mai greu acolo. Da? Dar zic că e mult mai frumos. Da, e mult mai distractiv, mai frumos. De unde ești? De Satul Mare.